Președintele interimar al Organizației Județene a Partidului Național Liberal, Emil Dumitru, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă candidații desemnați pentru Camera Deputaților și Senat la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Suntem toți candidații pe care îi voi prezenta din județul Călăraș. Numele meu este Emil Dumitru și sunt președintele interimar al Organizației PNL Călăraș. Ne aflăm astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta oferta noastră electorală și prin intermediul dumneavoastră să comunicăm cu cititorii și să ne explicăm că vrem să facem o campanie. Iar sloganul nostru de campanie este curajul de a lupta pentru Călăraș. Credem noi că o echipă tânără din județul Călăraș, cu expertiză profesională, poate să aducă un plus în dezvoltarea județului Călăraș. Eu sunt din comuna Chisele, județul Călăraș. Deci sunt călărășan. Viața a făcut să o parte din timp să-l petrec la București datorită funcțiilor pe care le-am avut. Astăzi, când discutăm, sunt secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Practic, fac un an de când sunt la Ministerul Agriculturii, odată cu preluarea guvernului de către Partidul Național Liberal. Consider că vrem să facem un alt fel de politică și un parteneriat onest cu cetățenii județului Călăraș, iar presa reprezintă, din punctul meu de vedere, partenerul prin intermediul căruia putem să ducem mesajele noastre către locuitorii județului Călăraș. Vreau să vă spun câteva chestiuni legate de potențialul județului Călăraș, și aici mă refer strict la domeniul meu de competență, și anume agricultura. Avem un județ cu un potențial agricol însemnat. Trebuie să-l valorizăm. Vor veni fonduri europene substanțiale în perioada 2021-2027. Este vorba de aproximativ 24 de miliarde de euro, atât subvenții plăți directe, cât și investiții în fermă. Vreau să putem să dezvoltăm industria alimentară, pentru că implicit vom dezvolta locuri de muncă în industria alimentară. Și aici, cu siguranță, mă voi implica în mod activ. Să putem să încurajăm mediul de afaceri și antreprenoriatul în mediul rural, pentru că un sat sănătos se poate dezvolta cu tine și cu investiții. Pe zona de educație ne propunem din fonduri europene, de la Ministerul Fondurilor Europene, să putem să aducem investiții în ceea ce înseamnă servicii medicale de prim ajutor în mediul rural. Este vorba de acele dispensare de care oamenii cu adevărat au nevoie, pentru că sistemul medical ne-a demonstrat că odată cu pandemia are nevoie de investiții. Voi încerc să... Probabil că ne vom mai întâlni și cu alte ocazii în campania electorală și voi veți afla toate proiectele noastre politice. Am înțeles că în 27 septembrie oamenii ne-au dat un mesaj că trebuie să fim mult mai aproape de ei și, într-adevăr, vrem să facem o altfel de politică, o politică bazată pe construcție, pe un dialog civilizat. Nu vrem să intrăm într-o zonă de demagogie și de diletantism. Vrem să venim cu soluții. Și soluțiile, credem noi, soluțiile cele mai bune pentru dezvoltarea județului sunt la noi. Vreau să vă prezint lista de candidați pe care media tuturor candidaților, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, din partea Partidului Național Liberal, este de 37,5 ani, ceea ce înseamnă că este cel puțin un gest de curaj din partea Partidului Național să intre în luptă cu tineri. Sigur că tinerețea nu ține loc de o garanție a succesului, dar toți dintre noi avem și expertiză profesională.
pe care am dovedit-o de-a lungul timpului și credem noi că cetățenii județului îi vom convinge prin ceea ce vom face în Parlamentul României alături de echipa liberală din administrația locală. Domnul Florin Drăgan, care astăzi nu se află prezent, n-a putut fi prezent, doamna Maria Luca Caraion, și ca să fac și să destind un pic atmosfera, este olimpica noastră din echipă, doamna profesoară, și trebuie să promovăm astfel de oameni în politica călărășeană. Domnul Cristi Iorga, un antreprenor călărășan. Domnul Ciprian Pandea, colegul meu, locul 1 la Senat. Domnul Ștefan Stan, locul 6 la Camera Deputaților. Președintele Tinerilor Liberali Călărășeni, Alexandru Vasile. Doamna Alexandra Frică, care nu este nici dumneavoastră și nici domnul Ștefan Stan. Dragoș Coman, colegul meu de la municipiu. Alin Drăgulin, domnul subsecretar de stat de la Arii Protejate. Și cu permisiunea dumneavoastră, subsemnat. O să rog pe fiecare coleg să se prezinte și o să luăm în ordine inversă, fiindcă avem o singură doamnă printre noi, o să rog pe Raluca Caraion să vă spună câteva cuvinte și uitându-ne la Sibiul impresionat pe care îl are, a făcut și o glumă, am spus că dar în viitor, gluma asta trebuie să fie un gest de normalitate, trebuie să fie promovată, pentru că de-a lungul timpului a demonstrat din calitățile profesionale că poate fi o persoană care să primească mai multă încredere din partea unui partid politic. Sunt profesor de matematică de 13 ani, titular în sistemul de învățământ la Liceul Pedagogic din Călăraș. Am ales să rămân titular al acestui liceu, fiindcă vreau să contribui la formarea tinerilor cadre didactice și consider că așa pot contribui la dezvoltarea învățământului românesc și călărășean, fiindcă aceste tinere cadre didactice pot fi vectorii care să transmită mesajul nostru, să ajutăm la creșterea și dezvoltarea educației pe viitor. Sunt onorată să fac parte din această echipă și vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată. Îmi doresc să contribui la dezvoltarea învățământului călărășean prin sprijinirea, în primul rând, a elevilor din mediile defavorizate, fiindcă vreau să ne ocupăm cu atât mai mult să reducem rata abandonului școlar, acolo avem probleme destul de delicate, dar în aceeași măsură nu putem neglija nici elevii performanți care au aptitudini deosebite. Eu sunt voluntar la Centrul de Excelență din Călăraș din 2009. Sunt bucuroasă să fac parte din echipa, din corpul profesorilor experți, care lucrăm cu tineri performanți. Avem de asemenea și un centru de performanță pe robotică și putem sprijini copiii care sunt dotați, dar în aceeași măsură să ne ocupăm și de cei din mediile defavorizate, să le oferim o șansă la educație tuturor. În ceea ce privește cariera mea politică, încă din studenție m-am alăturat echipei liberale. Sunt membru TNL filialei Călăraș în 2007. Între 2012-2014 am contribuit la formarea Clubului Studenților Liberali din județul Călăraș. Iar din 2018-2019, fiindcă am împlinit vârsta, m-am alăturat echipei Femeilor Liberale, Organizației Femeilor Liberale. Vă mulțumesc! Domnul Alexandru Vasile. Numele meu este Vasile Alexandru Lucian. Provin din mediul de afaceri după ce am terminat Facultatea de Silvicultură din Brașov. Actualmente sunt subsecretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, vicepreședinte al Agenției Naționale de Arii Naturale Protejate. Vreau să mulțumesc domnului președinte Ludovic Orban, premierului României, pentru că a acordat această încredere tinerilor la nivel național. Suntem foarte mulți tineri care activăm în Guvernul României. Și vreau să mulțumesc că ne-a acordat această șansă tinerilor călărășeni să candidăm pentru funcția de deputat.
Principalul meu obiectiv în această campanie, o să dau foarte multe mesaje referitoare la acest subiect, în acest obiectiv o să trebuiască și Ministerul Agriculturii, unde domnul președinte interimar Emil Dumitru este secretar de stat, și suportul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru crearea unor perdele forestiere în tot județul Călăraș. Fiind un județ agricol, o să ajute foarte mult. Acestea fiind spuse, vreau să vă spun că și eu am curajul să lupt pentru Călăraș. Cristi Iorga a fost și candidatul nostru la Consiliul Județean. Sigur că rezultatele n-au fost unele fericite, dar este acum în echipa noastră, candidează la Senat pe locul 2 și este antreprenor și o să se prezinte. M-am născut în Oltenița, dar lucrez în București. Sunt specialist în telecomunicații, am o carieră de 18 ani în industria telecom. Am alăturat echipei condusă de domnul Emil Dumitru din dorința de a demonstra că politica se poate face și altfel, că trebuie să aducem un suflu nou în mediul politic călărășean și românesc. Trebuie să schimbăm din temelii modul de a ne raporta la politică. Sunt convins că doar prin implicarea tuturor oamenilor care au construit ceva prin cariera lor, putem să schimbăm lucrurile în România. Avem foarte multe lucruri de schimbat și de dezvoltat. Suntem în urmă cu digitalizarea, suntem în urmă cu tehnologia. Avem în față multe provocări. Ne demonstrează și această pandemie că dacă investeam la timp în dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații din România, eram acum departe și puteam să facem în față provocărilor. Am fi putut avea capacitatea să ținem cursurile online fără probleme. În momentul de față, chiar dacă investim în tablete și telefoane și laptopuri, avem o mare problemă generată de infrastructura de telecom. Sunt foarte multe școli care nu au acces la internet. Sunt foarte multe localități, inclusiv în județul Călăraș, care deși este un județ de gândire și a putut să aibă semnal de bună calitate, nu s-a făcut investiții suficiente, pentru că investițiile se fac acolo unde sunt bani și în județul Călăraș este un județ subdezvoltat, a rămas subdezvoltat inclusiv în domeniul telecomunicațiilor, unde avem școli, dispensare, primării, unde semnalul este indoor, în clădiri, este de proastă calitate. Sper că în cadrul acestei echipe tinere pe care domnul Emil Dumitru încearcă să o construiască în Călăraș, să pot să mă implic, să ajut ca mediul de afaceri și mediul politic să se dezvolte într-o direcție normală, conformă cu realitățile europene la care vrem să ne raportăm. Vă mulțumesc! Îl prezint pe secretarul de stat de la Ministerul Tineretului și Sportului, domnul Dragoș Coman, care bănuiesc că este foarte cunoscut. Ceea ce îmi doresc cu ardoare să vă transmit e faptul că atât Alex, Raul, Calin, Emil, Ciprian, Cristi, dar și ceilalți colegi care nu sunt astăzi aici, Alexandra, Florin, Sunt niște oameni excepționali, sunt niște oameni care au reușit în timpul obscur din viața să demonstreze că merită votul călărășenilor și că merită întreaga apreciere a Partidului Național Liberal. Nu cred că există în momentul ăsta în județul Călăraș și probabil în puține județe ale țării o echipă atât de frumoasă cum este cea din Călăraș. Și dacă vreți să ne raportăm și la Partidul Național Liberal, cred că este pentru prima dată când o echipă din 10 tineri stă în fața dumneavoastră și în fața electoratului pentru a demonstra că este momentul schimbării. Despre mine o să vă spun mai puțin, o să mai auziți în continuare.
Dacă aveți întrebări specifice, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc. Un alt tânăr care este în echipa noastră de la Călăraș, locul 1 la Senat, domnul Ciprian Blanga, pe care cu toții îl cunoașteți și pe care vreau să se prezinte. Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi candidat în lista de Senat a Partidului Național Liberal. Despre mine, cred că este cazul să vă spun foarte multe pentru că știți deja. Vreau să vă spun că îmi doresc ca în următorii 4 ani, ceea ce am început în perioada 2016-2020, aș vrea să continui. Și când spun continui, mă refer la dezvoltarea județului Călăraș, mă refer la dezvoltarea mediului de afaceri din județul Călăraș și cu riscul de a se supera anumite oameni de afaceri, mi-aș dori ca toate proiectele de dezvoltare ale județului Călăraș să fie câștigate, să fie duse la îndeplinire de firme din județul Călăraș. Este foarte important pentru județul nostru să avem oameni din județ, este foarte important să promovăm, în primul rând, oameni din județ și vreau să vă spun că mă bucur foarte tare că astăzi, în fața dumneavoastră, suntem toți tineri, suntem doar din Călăraș și cu siguranță nu vom mai repeta greșelile din trecut, astfel încât după ce vom fi aleși, cu sprijinul alegătorilor și cu sprijinul noastră, nu ne vom lua mandatul și ne vom duce în probabil în alte județe. Pentru că noi suntem de aici, ne interesează foarte tare județul Călăraș, ne interesează foarte tare municipiul Călăraș și cred cu tărie că oamenii vor vedea oportunitatea pe 6 decembrie și ne vor vota. Vă mulțumesc! Alin Drăgulin este colegul nostru care a început activitatea politică și s-a remarcat la nivel național când eu activam într-o organizație în București la sectorul 1 ca un lider al tinerilor liberali. Este subsecretar de stat la Ministerul Mediului și îl las pe el să se prezinte. Vă mulțumesc că introducerea a fost destul de elocventă din partea președintelui Liviu Mitru. Vine în această campanie cu o mare încredere. Am o mare încredere în primul rând în Partidul Național Liberal, în valorile pe care Partidul Național Liberal le are la promovat de fiecare dată, în această unitate națională pe care Partidul Național Liberal a promovat-o de-a lungul timpului, în valorile, tradițiile și moralitatea care, din nefericire, de multe ori și chiar într-o campanie electorală, ca să nu mă refer chiar la ultima de la alegerile locale, lipsește. Și sunt sigur că noi, membrii Partidului Național Liberal, cu atât mai mult cei tineri care suntem în fața dumneavoastră, vom aduce acel suflu nou de care este nevoie atât în politica națională cât și cea din Călăraș. Eu cred în echipa tânără liberală, o avem astăzi în fața dumneavoastră, este o echipă prin care aș parafraza sintagma europeană, unitate prin diversitate. Suntem oameni diferiți ca spectru profesional, poate ca pasiuni pe care le avem fiecare, de multe ori ca puncte de vedere și în normal să avem acest lucru pentru că suntem liberali, dar ne numesc valorile de care vă spuneam mai devreme, valorile Partidului Național Liberal. Cred în proiectele pentru județul nostru, iar curajul de a reprezenta Călărașul înseamnă curajul de a lupta pentru un județ până de curând și în momentul de față cu sintagma de județ subdezvoltat. Din nefericire, o avem și pe cea de la ultimele alegeri cu un județ în care s-au mai întâmplat lucruri neortodoxe. Cred în proiectele pe care vrem să le dezvoltăm. La mapă, după cum observați, există un proiect al județului Călăraș pe care noi, echipa tânără din Partidul Național Liberal, o avem pentru aceste alegeri. Și din acele capitole, eu cred în Călărașul Educat și colega noastră vorbea mai devreme de acea problemă pe care o avem cu abandonul școlar de la o vârstă foarte fragedă, abandon școlar care ne poate crea probleme sociale pe termen lung într-un județ ca al nostru
și care, din nefericire, va diminua oferta de muncă pe care o putem avea pentru eventuali investitori pe termen lung, acest lucru însemnând dezvoltarea. Suntem de asemenea încrezători în programul pe care îl avem și în acel călăraș sănătos despre care vorbeam, de acel sistem medical pe care îl dorim pentru călăreșeni, și aici la fel problemele și statisticile ne arată că, din nefericire, suntem printre județele cele mai mari probleme de sănătate în domeniul sănătății din țară, și aici vom veni cu proiecte în perioada următoare personal. Eu voi veni cu un referitor la problema țânțarilor și, în același timp, am încredere, nu în ultima măsură, în călărășeni. Am încredere în călărășeni și în implicarea lor în această campanie. Am încredere în călărășeni că ne vor cântări pe fiecare dintre noi, fiecare ofertă electorală, și am încredere în călărășeni că vor vota cea mai bună opțiune. Și eu personal ne credem că noi suntem aceia. Vă mulțumesc! Înainte de a lua întrebări, avem în sală, și nu întâmplător, doi primari liberali. Unul care a pierdut alegerile, dar care în comuna lui a demonstrat că interesul cetățeanului primează și a făcut investiții, este vorba de localitatea Grădiștea, și un primar care a câștigat alegerile, este vorba de domnul primar de la Plătărești. Vreau foarte scurt, un minut fiecare dintre colegi, să spună câteva cuvinte. Noi ne vom baza în campania electorală pe forța primarilor liberali, pe cei 27 de primari care au fost învestiți cu încredere de către comunitățile lor, și ne vom baza în egală măsură și pe acei candidați care, din păcate, au pierdut, dar care, prin ceea ce au făcut în localitățile lor, au demonstrat că au soluții pentru comunități, vor să dezvolte comunitățile, și diferența între noi și ceilalți competitori este că vrem să dezvoltăm România, vrem să dezvoltăm județul Călăraș, pentru ca să nu mai avem rată de abandon școlar, pentru ca locurile de muncă nu să fie doar niște promisiuni de șartă odată la 4 ani, și pentru că nu vreau să mai vorbim doar despre potențial de dezvoltare a unui județ, ci efectiv vreau să-l și materializăm. Domn primar de la Plătărești, Florin Dumitrescu, sunt primar la Comuna Plătărești de 4 mandate. Vreau să mulțumesc bunului președinte, cum are ocazia să spun câteva cuvinte cu prilejul lansării candidaturii echipei liberale. Aș vrea să spun că sunt onorat că pot să susțin la 4-lea mandat o echipă atât de tânără, atât de liberală și atât de pur călărășeană. Și în calitatea mea de primar, îi asigur de toată implicarea din punct de vedere politic și electoral în campania care urmează să se desfășoare. Iar din calitatea vremelnică de prim vicepreședinte al acestui partid liberal, așa, chiar și pentru o perioadă interimară, vreau să spun că mă voi implica pentru a susține toate ideile pe care candidații liberali doresc să le pună în practică. Vreau să le urez succes maxim și sunt absolut sigur că toate ideile dumneavoastră se vor transpune în operă în momentul în care își vor atinge cu ajutorul nostru, a tuturor obiectivul. Mulțumesc, domnule președinte, succes! Îl prezint pe domnul Corbu, care este cunoscut, un primar care, mă rog, nu căutăm motive acum, a pierdut la o diferență nesemnificativă de voturi într-o comună care arată altfel față de multe comune din județul Călăraș. Un minut, primarul vot. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit presei. Vreau să spun că în mandatul pe care l-am pierdut,
De fapt, cu 8 ani în urmă am avut curajul ca în administrația publică locală, din 27 de componențe de organigramei primăriei Grejdea, să aduc 18 tineri. Aducerea acestor 18 tineri a însemnat câștigarea de proiecte europene și naționale. Iar atunci când ne-am primit vicepreședinte la PNL Călăreș, cu o altă conducere, să discutam totdeauna de ce nu aducem oameni în Călăreș și așteptăm să vină cei de la București, dacă mai vin o dată sau de două ori, patru ori. Uitați că acest lucru, prin dorința președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, care a stat de vorbă la telefon cu majoritatea primarilor și președinților de organizație din județul Călăreș, s-a ajuns la dorința județului. Să se pună oameni din Călăreș și să se pună oameni tineri. Mulțumesc că am fost optat în echipa de organizare a campaniei electorale din 2020 și nu am decât să urez echipei și organizației PNL Călăreș succes și să reușim prin tinerii pe care avem să facem ceea ce ne dorim, dezvoltarea României. Mulțumesc! Întrebări. Având în vedere rezultatul alegerilor locale, care este strategia dumneavoastră pentru câștigarea alegerilor parlamentare? Și de asemenea, o să vă rog să-mi spuneți la ce scor v-ați gândit pentru alegerile parlamentare. Analizele politice pe care noi le facem în interior rămân acolo. Nu este cazul, într-o perioadă foarte scurtă, să ne asumăm procente, cum am văzut, că se poartă la Călăraș. Mesajul pe care eu îl transmit alegătorilor este acela că vrem să facem o altfel de politică bazată pe respect și pe soluții și mai puțin pe o campanie negativă. Și după 6 decembrie, probabil în aceeași formulă, vom prezenta rezultatele alegerilor și ce a fost bun și ce a fost mai puțin bun, ca în orice campanie electorală. Sigur că este o responsabilitate din partea mea ca președinte interimar să maximizăm scorul politic. Este nevoie de alegeri pentru a avea un parlament care să reprezinte voința populară, pentru că asta este democrația. Și nu mă pot abține să nu fac un comentariu că avem o majoritate toxică care nu face altceva într-o situație de criză sanitară la nivel mondial decât să supraliciteze promisiuni care nu pot fi acoperite nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere administrativ, care votează avocatul poporului și care încurajează pe acei oameni care se aflau, erau pozitivi, să nu păstreze toate măsurile sanitare. Este nevoie de 6 decembrie pentru a avea o expresie a votului popular și de a avea o majoritate în Parlament, așa cum își doresc românii. Cât despre rezultate, vom discuta după 6 decembrie și, negreșit, vom face o analiză foarte serioasă pe fiecare localitate și pe fiecare secție de vot. Însă eu îmi doresc să recâștigăm electoratul pe care, din păcate, din vari motive l-am pierdut, pentru că este un electorat care crede în dezvoltare, crede în investiții, crede în soluții de dezvoltarea unei românii care poate să fie un jucător important în piața unică europeană. Altă întrebare. Pentru Ciprian Pandea, o întrebare. Domnule Pandea, în ce comisie ați putea lucra în viitorul Senat al României și cu ce proiecte legislative ați începe? Așa cum bine știți, am declarat deja cam în minte proiectul de modificare a Companiei Naționale de Investiții, astfel încât primăriile de la nivelul întregii țări, în special de județul Călărea, să poată depune proiecte și să fie finanțate legate de canalizarea, înființarea rețelei de canalizare în comune, pentru că acum au doar 4 stații de epurare.
Iar legat de comisie, vă pot spune că prima comisie pe care, în care mi-aș dori să activez va fi cea de administrație publică, tocmai pentru că, așa cum bine știți, vreau ca în Parlamentul României să fiu promotorul intereselor primarilor, în special cei din județul Brăila. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru domnul Drăgulin, o întrebare. Nu m-am văzut acolo așa, dar haideți să mai iau dată. Am văzut că ieri v-ați întâlnit cu electoratul din municipiul Călăraș. Cum a decurs dialogul cu aceștia și ce feedback ați primit din partea călărășenilor? Da, mulțumesc pentru întrebare. Cred că este a cincea zi în care ieșim în municipiul Călăraș cu echipa tânără pe care o oferim publicului ca și alternativă pentru aceste alegeri. Feedback-ul este destul de bun. Este probabil chiar altceva față de alte alegeri la care am participat până acum. Cu siguranță că sunt altceva față de acum 4 ani, am candidat acum 4 ani în municipiul București. Lumea cred că s-a săturat pe de o parte de demagogia și promisiunile de acum 4 ani. Și îți poate bine că Partidul Social Democrat în vingătură incontestabil acum 4 ani a promis Marea Cusare, cele 8 spitale regionale care ne-ar fi fost foarte, foarte necesare astăzi, în această epidemie, lipsesc desăvârșire. Cred că oamenii sunt mult mai aplicați acum spre rezolvarea unor probleme de către persoane care într-adevăr au credibilitate, care într-adevăr au determinarea să facă ceva pentru dezvoltare și nu pentru rezolvarea unor probleme personale, cum s-a întâmplat acum 4 ani, știți foarte bine, cu PSD și Liviu Dragnea. Eu sunt încrezător în ceea ce privește rezultatul pe județul Călăraș, pe municipiul Călăraș. Sunt sigur că locuitorii municipiului Călăraș vor vrea să vină la vot de data asta în număr mai mare, pentru că se gândesc la dezvoltarea urbeilor, la dezvoltarea județului lor, iar 4 ani de acum încolo noi nu vom mai avea alegeri. Și ceea ce vom alege astăzi, asta vom avea 4 ani de acum încolo. Mulțumesc. Și care sunt politicile publice pe care le veți promova dacă veți fi câștiga alegerile? Să luăm cu prima întrebare. Da? Componența biroului politic cetățean interimar a fost calitate de birou politic național. Și dacă nu este pe site, mi-asum greșeala asta, o vom pune pentru că nu avem nimic de ascuns. Totul este transparent și la vedere. Legat de conținutul mapei, înțeleg că din ceea ce ați citit dumneavoastră, nu regăsiți antreprenori. Toate măsurile pe care noi le-am cuprins acolo au o legătură directă cu antreprenoriatul. Iar legat de termenul de dezvoltare, din punctul meu de vedere, dezvoltare înseamnă fonduri europene, investiții sustenabile, pentru a putea să transformăm acest județ. Dacă e să mă uit inclusiv din perspectiva mea pe agricultură, să văd câte fonduri europene au venit în județul Călăraș versus județul Cluj, constatăm cu regret că au fost foarte puține fonduri europene dincolo de plățile directe. Ceea ce înseamnă că antreprenorii despre care vorbeam, fie n-au beneficiat de servicii de consultanță suficientă, n-au beneficiat de o susținere din partea administrației suficiente, pentru că birocrația este una foarte mare din perspectiva obținerii de avize și autorizații. Și lucrul ăsta trebuie să-l facem noi, cei care mergem în Parlament, să facem legi, acte normative, prin care să îmbunătățim și să încurajăm antreprenoriatul. Fie că vorbim de antreprenoriatul urban, fie că vorbim de antreprenoriatul rural. Și cred eu că vă voi sta la dispoziție după conferință să vă explic ceea ce am scris acolo și nu doar că am scris, ne-am și asumat în mapa respectivă. Și v-aș ruga să ne urmăriți în toți cei 4 ani, dacă ceea ce noi ne-am asumat, vom și duce la îndeplinire.
Pentru domnul Coman, până să ajungă la Parlament pe 6 decembrie, mai e timp. Dar vreau să-l întreb dacă renunță la cariera de la minister și se va duce viceprimar. Da, am tot discutat posibilitatea de a merge viceprimar, probabil a ieșit și în spațiu public. Nu e o dorință personală de a merge într-o primărie condusă de Partidul Social Democrat. Din contră, punctul meu de vedere și poziția mea în cadrul partidului și cer scuze dacă n-ar trebui să spun lucrul ăsta, e că Partidul Național Liberal ar trebui să facă opoziție în toți cei 4 ani. E destul de complicat cu astfel de majoritate și cu actualul format al primăriei municipiului Călăraș să reușești să îți impui punctul de vedere, mai ales că nu ai o majoritate nici măcar simplă în Consiliu. Deci, din punctul meu de vedere, dacă partidul e de acord cu mine, voi rămâne la Ministerul Tineretului și Sportului pe aceeași funcție pe care o ocup și acum de secretar de stat. Mulțumesc. Și vă vedeți partea pentru o rămâne de viceprimar? În momentul în care discutăm, nu am finalizat discuția. Pot să comentez eu că asta înseamnă liberalism, înseamnă liberă exprimare. Din perspectiva celor 7800 de voturi pe care călărășenii le-au acordat candidatului Partidului Național Liberal, Partidul Național Liberal, chiar dacă din perspectivă a negocierii și a formulei politice, nu are mari șanse de a da o funcție un viceprimar, va trebui să luăm o decizie să prezentăm un profil de candidat. Chiar dacă, repet, calculele politice de astăzi nu sunt așa de favorabile pentru a și avea câștig de cauză. Cum va arăta politica față de noua echipă de conducere a PNL Călăraș și de Concord? Nu știu dacă e mult spus redefinire. Este o politică mai aproape de oameni, în care să urmărim la fiecare localitate care sunt proiectele pe care primarii noștri, cei 27 de primari, le au în curs de derulare sau cele noi care vor fi depuse. Acolo unde nu avem primari și nu avem poate organizații locale suficient de puternice să identificăm oameni care să se alăture echipei noastre și să construim niște organizații care peste 4 ani se vor bate cu șanse reale pentru a câștiga puterea de primar și cât mai multe funcții de consilier local. Inclusiv la nivelul organizației municipale s-a produce oarece schimbare. La municipiu, astăzi când discutăm, pentru că să ne aflăm cu câteva zile înainte de începerea campaniei electorale, avem candidatul nostru de pe locul 2, domnul Alin Răduin, care va face o campanie pentru municipiul Călăraș și avem coordonatorul de campanie pe municipiul Călăraș, domnul Dragoș Coma, care sunt convins că va obține un scor foarte bun și cred eu că entuziasmul ăsta al nostru al tinereții poate să compenseze anumite lipsuri din perspectiva experienței politice și dacă am înțeles cu adevărat mesajul din 27 septembrie că trebuie să facem o politică mai aproape de oameni, cu siguranță oamenii ne vor înțelege și ne vor acorda încrederea pe vot. Mă referam la conducerea organizației ca să vă oferi... În campanie electorală nu putem să împărțim funcțiile de conducere politică, pentru că indiferent de divergențele de opinie, fiecare membru din biroul politic local, municipal, Călăraș, va contribui în mod decisiv la un rezultat pozitiv. După 6 decembrie, cu siguranță, veți regăsi și la municipiu o echipă tânără care să deschidă porțile către antreprenori, către tineri, către oameni care vor
și pot să contribuie la ideea noastră de a face o altfel de politică în județul Călăraș. Am luat-o pe drumul ăsta de a ne recunoaște poate lipsa noastră de interacțiune cu mediul de afaceri. Mi se șoptește că 2-3. Nu știu dacă chiar 2-3, dar oricum... 2-3 de față. 2-3 de față. Ideea este că noi ar fi trebuit să vă prezentăm pe lângă primari și niște antreprenori care să garanteze ceea ce facem noi din perspectiva ofertei electorale, dar cu siguranță veți vedea, în măsura în care vom avea ocazia, toți care ne aflăm în echipa de conducere, că va fi un obiectiv al unui partid de dreapta, cum este Partidul Național Liberal, singurul partid istoric, de a aduce antreprenorii alături de noi. Pentru Dragoșcoanu, Coman, aș avea și o întrebare. Ați afirmat, domnule Coman, că cele mai frumoase cuvinte rămân faptele. Cu ce fapte vă mândriți în Secretariatul de Stat al Guvernului? Păi, domnul Burlar, în afară de chestiunile tehnice care au fost în toată această perioadă transformată, în care probabil că știți că Ministerul Tineretului și Sportului a fost printre primele ministere, dacă nu chiar primul, care a pus la dispoziție în întreg arsenalul de imobile, mă refer la tabere, la zonele de cazare ale CSM-ului. Chestiunea mea de suflet e dată de faptul că am reușit să trimit către municipiul Călăraș 20 de miliarde de vechi, 2 milioane, care vor fi folosiți pentru reamenajarea sălii sportului, care probabil, din ultimele informații, într-o săptămână, două, trei, se vor demora lucrările.